Marți 8 octombrie 2019, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională sub Muntenia, municipiul Călăraș a devenit beneficiar de noi fonduri europene prin semnarea contractului de finanțare pentru proiectul Înființare Centru pentru Activități Educative și Culturale în cartierul Livada. Finanțarea este asigurată prin Regio 2014-2020, axa prioritară 4, sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Contractul de finanțare are o valoare de peste 2 milioane de lei, aproximativ 497.000 de euro, cofinanțare din bugetul local fiind de doar 2%, aproximativ 9.900 de euro. Durata de implementare a proiectului este de 33 de luni, din care 18 luni execuția lucrărilor. Prin proiect se va înființa în cartierul Livada un centru pentru activități educative și culturale și se va moderniza strada violonist Ion Voicu, stradă prin care se realizează accesul la noua clădire ce va fi construită. Soluția propusă privind modernizarea străzii este condiționată de introducerea unei rețele de canalizare pe această stradă, lucrări ce vor fi realizate cu fonduri din bugetul local.